Uite, cei din fire, trupul face de la sine. Vreau să vă întreb, bărbații, e greu să te uiți după o femeie? Odată-ți vine. Vreau să vă întreb, surorile, e greu să vorbiți mult? Ar trebui să fie greu. Să vorbești jumătate de oră în continuu, asta trebuie să fie greu. Nu-i greu. Nu-i greu să bârfești, nu-i greu să te uiți, nu-i greu să minți polițaiul când l-ai întâlnit, odată-ți vine. E trupul ăsta, când e vorba de fire execută de la sine, când e vorba de viața spirituală, trebuie disciplinat. Eu v-am mai spus aici, o să vă întreb, cât stați așa o oră pe zi? Dar de ce nu stați? Eu v-am mai spus, trupul ăsta nu poate suporta poziția asta. N-am zis copiii ăștia mici, când ne avem câteodată, le dăm câte o pedeapsă în genunchi, cu mâinile sus. Dar de ce e pedeapsă? Pentru că e o pedeapsă pentru trup să stai în genunchi cu mâinile sus. Ei, dar viața spirituală vrea în genunchiere, cu mâinile ridicate. Dar trupul ar vrea într-o cadă cu jacuzzi, cu o limonadă, cu nu știu ce mititei și grătare. Aia vine la trup. Și atunci trebuie să-ți lovești trupul. Vreau să vă întreb, câți dintre dumneavoastră v-ați trezit în vreo dimineață cu chef de post 3 zile? Deci te-ai zis într-o dimineață, bă, așa nu vine să mânc vreo 3 zile acum. V-ați trezit așa vreunul? Dar de ce postul e o disciplină? Am ascultat un medic, care mi-e drag de el, îmi place, și el vorbea și spunea așa, în fiecare secundă, în trupul tău pleacă o celulă cancerigenă. În fiecare secundă. Deci deja de când stăm aici, în trupul dumneavoastră au plecat o grămadă de celule cancerigene. Și totuși nu aveți cancer. De ce? Pentru că, zice, la îmbinările de artere, cum explică ei, există o celulă mai mare, care e ca un cioban care stă așa pe bâtă. Se numește celula killer. Și asta stă și se uită la toate celulele care trec și toate ștanțate. Și alea care sunt cancerigene le mâncă. Și tu n-ai cancer. Dacă o celulă se duce, ea intră în ganglioni. Și trebuie vreo 4-5 ani să se formeze în cancer. Dar dacă nu o hrănești, ea nu se poate dezvolta. Și postul este fantastic ca să nu hrănească celulele cancerigene. Da, unii oameni s-au vindecat la post. Pentru că efectiv nu mai au ce mânca. Ei, corpul nostru este o uzină perfectă creată de Dumnezeu. Tot ce dumneavoastră mâncați, uzina asta transformă în energie. Dacă dumneavoastră, de exemplu, nu mâncați seara, uzina se închide și face curățenie. Dacă dumneavoastră mâncați seara, atunci uzina trebuie să lucre și noaptea, n-are pauză. Dar dacă o închideți, acum închidem uzina, gata, e ora 8. Și uzina începe să facă curățenie, să mănânce din reziduri. Dar trupul nebunește. La școală noaptea la 12, acum dacă nu mânc ceva, am luat o razna. N-ai luat nimic, să face curățenie. Dar trebuie disciplină. Vă dați seama, dacă seara nu mănânci și face curățenie, ce se întâmplă la o zi de post? La 2 zile de post? M-am uitat la dumneavoastră, ce atent stați când e vorba de cancere. Dumneavoastră înțelegeți, viața asta spirituală vine în interior, dar trupul ăsta trebuie disciplinat. Ei, acum gândiți-vă ce vă spun. Dacă viața asta spirituală din interior de înviere care am primit-o, o dezvoltați la maxim, asta se numește plinătate cu Duhul Sfânt, umplere cu Duhul Sfânt, atunci trupul ăsta satisface comenzile spirituale mult mai ușor. Pentru că există o plinătate, există un tsunami care ia totul înainte. Și atunci trupul execută mai ușor ordinele vieții spirituale din interior. Dar dacă viața asta spirituală din interior, care ai primit-o prin Duhul Sfânt, scade,
Zice Biblia că dacă veți satisface poftele firii pământești, veți muri din nou, veți rămâne fără viață. Dacă ea scade viața asta, atunci firea din trup își face de cap. De-aia al doilea lucru care completează pe creștin nu este doar primirea unei vieți, ci dezvoltarea acestei vieți la maxim, la plinătate și la umplere. Ați auzit de umplere cu Duhul Sfânt? Ați auzit de plinătate cu Duhul Sfânt? Ei, dacă n-ajungi aici, ești incomplet. Chiar dacă ai primit viața spirituală, chiar dacă ai înviat, chiar dacă ai fost mântuit, chiar dacă ai fost născut din nou, trebuie să ajungi la o viață la nivel maxim.